Cornel, plângești. Nu, lasă-mă în pace cu supărată-i. Și ești supărată-i, Cornel, că... Apa, ai probleme cu neuroanele. Și neuroanele, și neuroanele, să zici, n-a curente. Zici, ai. Cum îți cea, mama, asta mie vrei cadou de o martie și spun silicoane. Și rău asta e, Cornel, că mai apuși tu acolo de ceva. Mai apuși, dar tu știi cât costă, tu știi? Cât e șirea de vașii. Ei, băietule, ăi. Costă multe, ne. Tu ai văzut cu medicul ăsta, italianul ăsta care apare la televizor, ei, care l-a arestat? Da. Cu clasă operau, ei, pune silicoane, botox, de este. Oi, Cornel, și nu era nici medic, ei, știi, și el se ocupa cu astea, ai tot satul vorbește, Cornel, și satul, toată lumea asta, ei. Chestia asta m-a pus pe gânduri, ei. Hai să te faci pe tine medică, vrei? Cum ai să mă faci pe mine medică? Da, mă, dar dacă tu sunt practic cu diplome de astea, hai să te faci medic, cum? Devii medicul satului, ei. Când se practică? Tu știi de fapt că popă nu-i popă, e? Dar și, Cornel? Cum și, ui? De ce? E de ce? Ei, să-ți mai zic și eu. Primarul nu-i primar, e? Ui, Cornel, și primarul, e? Cum o dai o candidat votat? L-ai votat tu odată, ui, pe ăsta? Nu. E tractorist el, e? Cum? Am văzut eu o poză pe Facebook. E tractorist, îți spun eu. Da, uite și m-am gândit. Hai să mergem la primare. Hai la primare să ne falsifici o diplomă de asta. Să operezi tu pe femeia mea. Să devii tu medică. Să fii medicul satului, mitică. Îi pare că mă văd, Cornel, cum pun eu, ei, cum pun eu. Da. Hai, vrei, mă ajut? Așa scăp și eu, nu mai dau un bani. Hai să dau ție, eu știu, de ce mai de greu. Hai, hai. Hai la primare. Bă, Cornel, ăsta-i primare. La primare. La primare. Domn primar, domn primar. Ce vreți să-i? Domn primar, trebuie să vorbim neapărat ceva. Hai să mașină, hai. Hai, ziceți, ce vreți? Domn primar, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Hai, da, ce bine, că abia așteptam să ajung pe ceva. Suntem așa și mă gândeam chiar cum ar fi să ajung pe ceva. Pă, leu, zi, care-i problema? Domn primar, vreau să mă fac medic, domn primar. Poftim? Parcă mă și văd. Medic. Tu să te faci medic? Da, domn primar. Domn primar, vreau să mă fac medic, să-l ajut pe Cornel, să-i pună țâță la manta lui. Și așa greu de înțeles. Ați nebunit la cap? E, proștilor, ei. Ei, vă mă uitați la televizor, ei, vă tâmpiți cu totul, ei. Ce crezi, dacă ați văzut pe italianul ăla chiar așa, e pe bune, zici minciunul așa, ei. Sunteți nebuni la cap? Cum să fii tu medic, mitic? Cum să operezi tu? Păi tu n-ai ani de școală, câți ani de facultate faci un medic până să intri într-o sală de operație, așa. Ei, lasă, domn primar, că am înțeles de la Cornel că nici dumneavoastră nu sunteți primar. Da? Da. De unde știi, Cornel? De marate, lua anchetă, ceva? Păi dacă tu vrei să faci medic, el vrea să fac procuror, nu? Deci, domn primar, eu devin medic, ne faceți dumneavoastră o falsitate din aia, eu operez pe amanta lui Cornel, el nu mai dă bani și toată lumea e mulțumită, domn primar. Păi și mie, ce mi-ați din afacerea asta? Te fac tine medic, operez omul, tu n-ai treabă, cu ce-l operez, bărdița și gata, nu? Să știți cum m-am gândit. Dacă m-am gândit eu. A. M-am gândit eu cum facem, fii atent. Nu ne oprim, cum o cheam pe asta? Maria. Maria. Nu ne oprim la țățile lui Maria asta. Facem clinică frumoasă în sat. Și am și o idee cum să te promovezi, mitică, să te fac doctor. A lumea, facem o emisiune. Dar și vine televiziunea în sat, domn primar? Nu vine nicio televiziune, ci televiziune îți vine aici la noi în satul ăsta, albuita de lume. Și îți iau eu interviu. Dar și dumneavoastră sunteți jurnalist, domn primar? Dar tu ești medic, mitică, nu? Da, e așa, e Cornel. Facem, domn primar, batem palma. Hai, da. Dar lasă-mă, dracului, îmi bate domnul tău fresh la cap cu terenul ăla tău cu aprobările tale. Mai lasă-mă puțin, că am niște treabă acum. Bună seara, domnilor și domnilor! În această seară vom avea o ediție specială, zic eu. Pentru că alături de noi vom avea un invitat, puțin spus, special. Alături de noi în această seară va fi prezent o somitate în domeniul medical, cel care a revoluționat chirurgia plastică și estetică, un adevărat savant. Domnilor și domnilor, alături de noi
renumitul absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Bogonos, actualmente rector și prodecan în același timp al Facultății de Medicină și Farmacie din Rediu. Am onoarea să vă prezint pentru prima dată în satul nostru, alături de noi, doctorul Dumitru Sun. Bună seara, domnule doctor! Aurică, mă vezi? Ia o spă... Ciaurică! Ciaurică! Doamnelor și domnilor, să știți că doctorul Sânu nu este întâmplător aici la noi în sat. El are o misiune și anume, practic ne plasează în topul satelor europene, de fapt ce în top, că suntem primul sat din lume, din galaxia Calea Lactee, care vom putea beneficia de operații cu silicon, implant. Cum spuneam, practic doctorul Sânu este primul doctor care își deschide o clinică într-un sat. Și nu oricum, nu ezitați să apelați cu încredere, doamnelor, pentru sâni mai mari și pentru plăceri nebănuite, pentru că ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Iată-ne că mai venim cu o premieră pentru prima dată în era noastră. Boule. La noi în sat nu numai că se vor pune silicoane de către domnul doctor Sânu, ele vor fi și sfințite de către părintele Vasile. Părinte, să-i facem o părinte. Binecuvintează, Doamne, părinte, părinte, capul mai jos, vă vedeți. Da, e bine așa? Da. Se vede în cadru? Iată slujba, părinte. Doamne ajută! Doamne ajută! Să binecuvântăm această... Binecuvântează Tu, Doamne, această operație de sân și miluiește-L, Doamne, pe doctorul nostru care este aici față, alături de noi și pe domnul reporter. Doamne, fie, Doamne, zi! Acestea fiind spuse, domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de final. Tot ce pot să vă spun este că vă așteptăm să vă faceți programări la clinica doctorului Cic. Cornel, Sânu, Cornel, Sânu. Are o sticlă de gină la mea. Te vede. Indica patule, încă suntem în bine. Deci, cum spuneam, programări la clinica doctorului Sânu se pot face la primărie încă de astăzi. La revedere, doamne și doamnelor. Domn primar? Eu am plecat că am programări. Senzație, mitică, bravo, bravo. Te fac să te fac să deputat, că ai stofă. Ei, ești după ce termin cu operațiile astea. Hai. Uite un pic la mine, domn primar. Trebuie să uite te un pic, domn primar. Hai, Cornel. Cu Doamne ajută. Domn doctor. Am adus. Pitul. Hai. Salonul 2, salonul 2 pe stânga. Pitică, pitică, vine o leacă repede, mă. Bă, Cornel, sunt în operație. Haide, mă. Hai că e urgent. Ce vrei, Cornel? Uite ce ai făcut, e. Băi, am fost foarte ocupat, am avut foarte multe programări, ei! Bună, mitică, dar eu cum mă mai sunt bine? Lasă-i că te învăț eu!